Ce spuneți, dragi abonați, de o pastă de ardei iuți cu gogoșari pentru iubitorii de iute, de mâncare picantă? Această pastă este minunată, ideală de servit cu fripturi sau în mâncare dacă ne place puțin iute, spicy. Avem nevoie de 1 kg de gogoșari spălați în prealabil, 700 de grame de ardei iuți, la fel și aceștia spălați și uscați, 1 kg. Curățăm gogoșarii și ardei iuți de cotoare și de semințe, apoi îi tăiem bucăți. Atenție, folosiți mânuși, altfel vă vor ustura degetele. Într-o cratiță punem ardeii și gogoșarii. Vom adăuga o cană de oțet, aproximativ 180 de ml. Dacă vreți să iasă pasta mai groasă, puneți mai puțin oțet, 150. Vom mai adăuga zahăr, 500 de grame. Oțetul și zahărul taie din iuțimea ardeilor și din aciditate. Vom mai pune o lingură mare de sare. Sare mare. Și 100 de ml de ulei de floarea soarelui. Lăsăm să fiarbă. Amestecăm bine și lăsăm cam 30-40 de minute pe foc. Dacă sunteți noi pe acest canal, ne-ar face plăcere să vă abonați la canalul nostru. Abonarea este gratuită. De asemenea, un like, un comentariu ne ajută foarte mult. Și în așa fel veți vedea și când vom pune următorul videoclip. După ce au fiert, îi vom blendui. Vom băga mixerul vertical. După cum se vede, avem destulă zeamă, au mai lăsat și gogoșarii, dar mie îmi place să iasă o pastă așa cum se vede. Pentru că o vom mai pune la foc. După ce blenduim bine, mai punem cratița pe foc. Încă 40 de minute sau mai mult dacă vrem să se îngroașe mai tare. Amestecăm din când în când, să nu care cumva să se lipească de fundul cratiței. Pasta de ardei cu gogoșari se mai îngroașă, cum am zis, și dumneavoastră decideți cât o fierbeți. Eu am fiert-o aproximativ 40 de minute. După ce se mai îngroașă, putem să o dăm de pe foc. O vom lăsa să se răcească pentru aproximativ 10 minute, iar apoi putem să punem pasta în borcanele sterilizate.
pasta, totuși fierbinte. Nu o lăsăm să se răcească. Decât 10-15 minute. Ar fi de preferat în borcane mai micuțe, deoarece se consumă mai greu, fiind iute, dar să nu vă faceți probleme pentru că ține destul de bine. Niciodată nu s-a stricat. După răcire, se depozitează în cămară sau într-un loc răcoros. Dacă iubiți mâncarea picantă, această pastă de ardei cu gogoșare e minunată. Eu adaug o linguriță în mâncare și nu se simte iute. Cam aceasta este consistența pastei mele de ardeiuți cu gogoșari. Am mai făcut în trecut și dulceață, dar parcă îmi place mai mult pasta. Ia să degustăm. O bucățică de slăninuță cu un pic de pastă de ardeiuți cu gogoșari. Este dulce la început, dar apoi se simte iuțeala destul de bine. A se consuma cu moderație, deoarece vă ia gura foc. Poftă bună și spor dacă încercați!